Sudul României se topește la temperaturi ce se apropie vertiginos de 40 de grade la umbră. Pe străzi, oamenii simt că nu mai au aer, iar unora li se face rău. Nu-i de mirare de vreme ce în capital asfaltul s-a încins la peste 50 de grade astăzi, după cum au arătat camerele cu termoviziune. Iar mâine va fi teroare, spun meteorologii. Dacă pun la nivelul asfaltului, se vede că deja se duce în 52 de grade. 51 de grade. El măsoară foarte rapid. Ca un uriaș cuptor încins s-a simțit astăzi capitala. La nivelul asfaltului, temperaturile au trecut lejer de 50 de grade, după cum ne arată camera de termoviziune. Pe o astfel de arșiță, Răzvan era la datorie. Avea deja destule livrări făcute și multe în așteptare. Evident, căldura năucitoare l-a copleșit. Fără pauze, cel puțin de 10-15 minute între comenzi, e foarte greu. Risci să cazi pe stradă, să leșini, e foarte greu, e foarte cald afară. Mă ajung să fac baie cu apă rece când ajung acasă, doar să-mi resim corpul, că nu mai pot. Foarte cald. Am făcut și noi un experiment să aflăm cât de repede se încălzește corpul, chiar dacă ne expunem doar pentru câteva minute la soare. Este ora 14 și 10 minute. În acest moment, temperatura hainelor mele este de aproximativ 36 de grade Celsius. Voi sta timp de 5 minute în soare să vedem dacă temperatura va mai crește. Cele 5 minute au trecut deja, iar acum temperatura hainelor mele a ajuns la 40 de grade Celsius într-un timp foarte scurt. Iar cu cât timpul crește, căldura de la nivelul asfaltului crește și mai mult, la peste 65 de grade Celsius. Mie mi se pare un pic înfricoșător asta în luna iunie. Nu știu, să depășim de 40, să... nu știu, n-am idee ce s-ar putea întâmpla. Foarte greu, încercăm să îmbinăm utilul cu plăcutul și munca, cu aerul ne ajută de la mașină, dar puțin probabil. Nu mai face față. Unora li s-a făcut rău, iar ambulanțele au fost supra-solicitate. Valul de caniculă s-a simțit din plin și în parcuri, unde doar cei curajoși s-au aventurat într-o plimbare la orele prânzului. Puterea cu care ardea soarele se vede pe chipul acestei fetițe, roșie ca focul, pe care tatăl încearcă să o mai răcorească cu puțină apă. Cei care nu au mai suportat căldura toridă au făcut o baie în fântână. Temperaturile ridicate pot duce la supraîncălzirea organismului. Atunci când organismul nu mai reușește să își controleze singur temperatura, poate să apară deshidratarea prin pierderea de lichide și de săruri, iar dacă acestea nu sunt compensate în mod adecvat, apar stări de epuizare, stări de amețeală, dureri de cap, crampe musculare, putând merge chiar și până la pierderi ale conștiinței. Specialiștii ne sfătuiesc astfel să stăm pe cât posibil la interior în intervalul 11-18, să consumăm foarte multe lichide, să purtăm ceva pe cap în cazul în care trebuie să stăm afară și să evităm consumul de alcool și cafea, pentru că ne deshidratează. Dar ce este mai rău abia urmează. Meteorologii au în calcul emiterea unui cod roșu de caniculă, pentru că zilele viitoare se anunță temperaturi extreme. Colega mea, Oana Guran, ne spune unde vor fi cele mai ridicate valori. Bună seara, Oana, te ascultăm. Bună seara! Ca să ne facem o idee despre cum va arăta ziua de mâine, am analizat harta cu temperaturile maxime resimțite astăzi. Am ales mai multe orașe aflate sub cod portocaliu și, vedeți pe ecran, cel mai cald a fost la București, unde s-au înregistrat 40 de grade. Dar previziunile meteorologilor arată că mâine ne va fi și mai greu să suportăm căldura. Dacă astăzi în capitală s-au resimțit 40 de grade, mâine vom avea de îndurat 45 de grade. Și în turnul Măgurele va fi extrem de cald, se vor resimți 44 de grade, iar la Craiova 43. În vestul țării, la Timișoara, temperatura resimțită mâine va fi de 44 de grade, iar la Arad, de asemenea, maxima va crește cu 4 grade față de ziua de astăzi. Specialiștii spun că va fi cea mai călduroasă zi din an. Așadar, este recomandat să nu ieșiți din casă între orele 11 și 18. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! E uluitor că există încă români care nu au înțeles că soluția pentru deparazitarea oilor te ucide. După ce ieri a pierit un copil de 7 ani, astăzi două gravide din Maramureș au ajuns în stare gravă la spital după ce s-ar fi spălat pe cap cu substanța otrăvitoare. Medicii se zbat să le salveze. Vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. S-o spălat ce și pe capul, ceva soluție.
ce s-a putut întâmpla, ce nu s-a întâmplat, nu știu nimic. Dar ce-au folosit? Nu știu, nu știu, domnul, că ce-au folosit ele, ce-au luat, ce nu luat, nu știu nimic. Cu ochii în lacrimi, bunica celor două gravide nu își explică cum de toată familia a ajuns la spital. Una dintre tinere, în vârstă de 17 ani și însărcinată în 4 luni, și-a pierdut prima cunoștință după ce a folosit o substanță toxică pentru animale în loc de șampon. Speriat, iubitul ei a sunat la 112. Câteva minute mai târziu, cumnata ei, în vârstă de 22 de ani și gravidă în 6 luni, a picat ca secerată. Am văzut că o salvare în drum. Pe unul a fost pus-o pe salvare, una era în pat. Când după câteva timp am dat telefonul, vine și-o dus-o și pe aia sala altă. Nu am mai făcut de-aia ce treburi până am un nu știu ce putut și cu ele. Una dintre tinere ar fi turnat substanța toxică folosită pentru a ucide păduchii la oi și capre în sticla de șampon. Rând pe rând și ceilalți membri ai familiei s-au spălat cu ea. Un copil și doi adulți au ajuns și ei la spital. Doi copii, unul de 3 ani și unul de 7 ani și concubinul prietenii sunt la Târgu Lăpus sub supraveghere. Nu lucrează nicăieri, nu au animale, n-au niciun animal, nimic. N-au niciun animal, de aia cred că nu știau de ce efecte are și la ce se folosește. Una dintre gravide este în comă, iar medicii sunt rezervați în ceea ce privește șansele ei de supraviețuire. Cealaltă și-a revenit, însă nu este în afara pericolului și a rămas sub supraveghere. Suntem rezervați în ceea ce privește starea lor, pentru că se poate întâmpla orice, oricând. Așteptăm să vedem. Primele 48 de ore oricum sunt critice. Este afectată și sarcina acestora? Până în acest moment nu sunt semne că ar fi afectată. Intoxicația cu soluție pentru deparazitare a ajuns să fie la ordinea zilei în România. Autoritățile au schimbat legea, iar substanța toxică nu poate fi cumpărată fără rețetă specială de la veterinar. Eforturile par să fie în zadar, pentru că tragediile se țin lanț. Ieri, un copil de numai 7 ani a murit după ce a inhalat o travă. Alte cazuri similare au fost înregistrate la Timiș, Caraș-Severin, Oradea sau Constanța. Este destinat în primul rând folosirii numai pentru animale. El are o toxicitate foarte ridicată, se folosește numai diluat și în niște condiții foarte clare, de genul se folosește cu măști, cu mănuși, cu echipament de protecție. Polițiștii au deschis și ei o anchetă și încearcă să stabilească de unde a fost achiziționată substanța toxică. Mentolate cu pepene, căpșune sau alte arome exotice, dispozitivele de vapat sunt la mare căutare, mai ales pentru tineri. Unii cad în capcana lor chiar de la vârste fragede, de la 10-11 ani. Explicația vine chiar de la elevi. E la modă. Suntem în fața unui liceu din capitală. Haideți să vedem cât de ușor le este elevilor să cumpere orice tip de dispozitiv de vapat. Mi le aduceți dumneavoastră. Pepene cu căpșuni, mentolate. Păi două acolo de treabă. Multe arome aveți, doamnă, greu de decis. După un drum de doar un minut și după ce a trebuit să aleg dintr-o gamă variată de arome, am reușit să cumpăr un dispozitiv de vapat. De unde? Chiar de vis-a-vis de liceu. Primii care se declară nemulțumiți de faptul că aceste dispozitive se găsesc pe toate drumurile, chiar și lângă unitățile de învățământ, sunt chiar părinții, obligați să ducă o muncă de lămurire cu copiii lor. Peste tot sunt dispozitivele astea, sunt ca ciupercile după ploaie. Fiica mea folosește. Și câți ani are? 17. Dar este un gest pe care îl face de social, de mediu social, de a fi integrată într-un grup și atunci îi se pare cool. Și tinerii recunosc că a devenit un trend să utilizeze dispozitive de vapat. Este o modă. Pare și la tot cei... Tot mai mulți mi se pare că frecventează acest obicei. Ce vârstă aveau? 10-11 ani, cam așa. Din păcate. Situația scăpată de sub control a ajuns și la urechile parlamentarilor, care au dat o lege prin care publicitatea pentru aceste tipuri de dispozitive să fie interzisă. Că nu e suficient acest prim pas, o spun chiar ei. Eu spun că nu este îndeajuns ce s-a făcut cu această lege prin interzicerea publicității. Eu cred că ar trebui să mergem mult mai departe. De la unul la altul.
se vorbesc între ei, adică nu, reclamele nu prea mai ajută. Deși majoritatea consideră că aceste dispozitive sunt o alternativă pentru tutunul clasic, medicii atrag atenția că până și vape-urile conțin nicotină, iar efectele sunt pe măsură. Că nu este deloc o alternativă sănătoasă dacă ne gândim la substanțele pe care le conțin și despre care nu cunoaștem foarte multe lucruri. Se știe doar că sunt niște componente chimice, practic, care au diverse arome. La adolescenții care suferă de astm pot declanșa crize severe și pot da afecțiuni respiratorii acute. Legea care interzice publicitatea pentru astfel de produse va intra în vigoare după ce va fi promulgată de președintele țării. Pâinea ar putea ajunge la un preț istoric după ce fermierii au început să contabilizeze pagubele din câmp. Acolo unde sperau să recolteze 6 tone de grâu, abia se adună 700 de kilograme. Salvarea ar putea să vină de la un laborator unic în țară, unde grâul e testat la temperaturi extreme pentru găsirea soiurilor rezistente la secetă. Dar până atunci suntem nevoiți să scoatem din buzunare mai mulți bani. Ar trebui să fie mult mai înalt grâu. Normal, mult mai înalt, viteza de înaintare mult mai mică, că avea ce bate, adică când îi produc din. Dar acum ce se bate? Uitați-vă un grâu cu curi. Acolo trebuia să curgă plin burlalul. Când era de alte 7-8 ani vorbim, ani buni. Din cabina utilajului agricol sau de la sol, situația se vede la fel. Foarte slab. Câteva boabe. Seceta își spune cuvântul de nou. Acest fermier din județul Buzău e în pragul falimentului. Producția a scăzut cu aproape 90%. Pentru noi a fost un dezastru. Deja avem recoltate aici lângă fermă undeva la 9 hectare și am reușit după 9 hectare să obținem undeva la 6 tone 200. Eu nu știu exact cât avem în havă. Adică 700-800 kg la hectar. Pierderi sunt și în Iași, unde fermierii se consideră totuși ceva mai norocoși. Normal, dacă avea ploi la timp grâul ăsta, trebuia să aibă un număr mai mare de boabe pe spic. Dar fiind seci, de foarte multe flori au avortat și de-aia avem undeva la un 38-42 de boabe. Noi trebuie să ne adaptăm la condițiile care sunt, atât condițiile atmosferice cât și condițiile de piață, și să venim în culturi cu soiuri noi, soiuri productive și în același timp să aibă și indicii de panificație corespunzători, ca să putem cât de cât să ne acoperim costurile de producție. În laboratoarele de cercetare ale Universității de Științele Vieții din Iași, specialiștii lucrează de câțiva ani pentru a crea soiuri de grâu rezistente la secetă și dăunători. Putem vedea semințe de grâu germinate și multiplicate în vitro. Este un mediu nutritiv unde avem substanțele de care o sămânță are nevoie să se transforme în plantă. Asta este primul pas al unui protocol de editare genetică. Scopul este găsirea unei soluții pentru ca seceta să nu mai usuce pe câmpuri culturile de cereale. Prin acest tip de tehnologie, noi reușim să îmbunătățim genetica unei plante într-un interval foarte scurt de timp. Cel mai bine adaptat la factorii de stres abiotici, respectiv seceta și alte forme de stres fără viață și biotici, agenți fitopatogeni și dăunători, este alacul, supranumit și grâul dacilor. Cel mai bine adaptat la factorii de stres abiotici, respectiv seceta și alte forme de stres fără viață și biotici, agenți fitopatogeni și dăunători, este alacul, supranumit și grâul dacilor. Este, v-am spus și mai devreme, formă foarte veche de grâu și foarte adaptată, în schimb nu oferă producții ridicate. Noi îl avem în câmpul experimental ca sursă de gene de rezistență pentru viitoarele soiuri. Până atunci, prețul la pâine s-ar putea să crească din nou după ce abia s-a stabilizat, conform ultimelor date INS. Nici bine nu au trecut de alegerile locale că liderii coaliției au început deja contrazicerile cu privire la cele prezidențiale. PSD și PNL discută în primul rând data alegerilor, un adevărat măr al discordiei, iar fiecare partid vine cu o variantă proprie. Diana Buzea urmărește subiectul. Diana, bună seara, te ascultăm.
Bună seara, Cristian. La alegerile locale, atunci când PSD și PNL au încercat să meargă cu un candidat comun, știm foarte bine cum au decurs lucrurile și că până la urmă cele două partide au mers pe drumuri separate. Acesta este principiul după care se ghidează și pentru alegerile prezidențiale. Însă miza acum este alta, data alegerilor, pentru că acesta este subiectul care a stârnit numeroase controverse în coaliția de guvernare. Știm faptul că socialdemocrații vor ca alegerile prezidențiale să fie în luna septembrie, iar astfel am putea vedea inclusiv varianta în care premierul Marcel Ciolacu să candideze, în timp ce, pe de altă parte, liberalii vor ca alegerile prezidențiale să fie în luna decembrie, odată cu cele parlamentare. Cât despre numele celor care intră în cursa pentru prezidențiale, deja au fost anunțate două dintre ele, este vorba despre Ana Birceal și George Simion. Însă sunt și alte nume vehiculate aici, vorbim despre liderul PNL, Nicolae Ciucă, despre Elena Lasconi, cea care vrea să fie și președinta USR, Marcel Ciolacu, Mircea Joană sau chiar Diana Șoșoacă. Atât de aici, înapoi la tine. În plin cod de caniculă este alertă sanitară în Brăila. Străzile sunt acoperite de gunoaie, iar coșurile și tomberoanele dau pe afară. Firma de salubrizare a anunțat că nu va mai colecta deșeurile după ce primăria a refuzat majorarea tarifelor pentru strângerea gunoiului. Un oraș mizerabil. O să ajungă infecția și mirosul până la apropo. Munți de gunoaie zac pe străzile din Brăila, iar tomberoanele și coșurile dau pe afară. De mai bine de o săptămână, operatorul de salubritate care ridica gunoiul din oraș și-a încetat activitatea. În luna martie, firma a anunțat că va rezilia contractul pentru că, din cauza scumpirilor, au ieșit pe pierdere. Până când un alt operator se va apuca de treabă, Brăila a devenit un focar de infecție, iar gunoaiele îmbâxesc tot orașul la temperaturi ce depășesc 33 de grade. La noi parcare miroase... Deci mașină când mă ori dimineața, nu poți să stai de miros. Există risc de infecție? Există, sigur că da, la temperatura asta, cum să nu? Cum să nu și mai ales că... Pericul de îmbolnăvire? Sigur că da. Mulți de gunoi, cât alea, microbi și boară. Păi tot orașul e așa. Avem primar, avem oameni destoinici. Autoritățile locale spun că au semnat un contract cu un alt operator, însă va mai dura câteva zile până când se va strânge gunoiul din tot orașul. Starea de alertă va înceta tot în urma unei hotărâri a Comitetului Județean pentru situații de urgență. Până atunci, brăilenii sunt nevoiți să-și riște sănătatea. Nu e bine deloc ce se întâmplă la Brăila acum. Certurile dintre ei mai puțin ne interesează. Ne interesează situația noastră, gunoiul miroase. Temperaturi de peste 30 de grade. Mai mult de 35 de grade de 4 zile la rând. Și noi, în continuare, trăim calvarul ăsta care și dumneavoastră îl vedeți. E un aranjament și o bătaie de joc politică. Primăria intervine în oraș cu firma de curățenie din subordinea autorității locale, însă aceștia au în dotare doar 6 mașini care nu fac față tonelor de gunoaie adunate printre blocuri și în fața caselor. Pe o piață în care cele mai noi biciclete ajung să coste cât o mașină second-hand, un tânăr din România a reinventat mersul pe două roți. Prototipul său de bicicletă funcționează fără lanț, are baterie, iar cadrul e atât de rezistent încât ar putea ridica o greutate de o tonă fără să se rupă. Dacă va fi produsă în serie, bicicleta românească va costa 3.000 de euro. Poate să ajungă până la o tonă de greutate de ținere. David și membrii unei echipe din cadrul Facultății de Arte și Design Timișoara au construit această bicicletă de la zero. Nu se strică așa de repede, este mult mai fiabil și mult mai durabil decât la bicicletă normală. De când eram mic mă dau cu bicicleta și am vrut să dezvolt un produs al meu pe o bicicletă cum am vrut eu, pe cum mă gândesc și eu că arată bine. Și pe lângă asta am vrut să fie ceva nemaipomenit, ceva ce nu vezi tot timpul în trafic. David, ajutat și de facultate, a cheltuit 1500 de euro pentru prototip. Dacă ar intra în producție, modelul electric s-ar vinde cu 3000 de euro. Aici cumva iese creația finită și cumva prin acest proces putem să reducem cu timpul de producție. Proiectul a obținut medalia de aur la actuala ediție a Salonului Internațional de Invenții și Inovații Traian Vuia Timișoara.
Bicicleta are un motor electric în butucul roții din spate și un acumulator amplasat în cadru. Utilizatorul poate opta pentru modul electric, hibrid sau poate pur și simplu să pedaleze chiar dacă bicicleta nu are lanț. Dinamica ei să fie cât mai agresivă, dar totodată dacă vedeți această zonă, cum vine ea, e ca și o formă a unui biciclist care stă în poziția de pedalare. Tânărul are 23 de ani și acesta este proiectul său de suflet. Bateria, care e cumva ascunsă în interiorul ei, dar totodată aici poate să fie și loc de depozitare. Este o recunoaștere a unui efort creativ, a unei încercări de a utiliza o tehnologie nouă în realizarea unui produs care ar putea să fie viabil din punct de vedere comercial. România produce anual aproximativ 2,6 milioane de biciclete. Multe merg la export, iar asta ne plasează pe locul 2 în Uniunea Europeană. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. De la ora 20 începe serialul O Dragoste, iar de la 21 și 45 de minute urmează Vinovați de iubire. Eu sunt Cristian Sabah, vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună vă doresc și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră. Bună seara, dragii mei! Valul de căldură va continua să se intensifice. Mâine toată țara se află sub cod galben și portocaliu de caniculă. Mai ales în Banat, Oltenia, sud-vestul Transilvaniei și în jumătatea de vest a Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele se vor situa în aceste zone între 34 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi unul accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea se anunță a fi una tropicală, mai ales în regiunile sudice și doar izolat în rest. Temperaturile minime se vor situa între 10 grade în depresiunile din Carpații Orientali până spre 22 de grade pe litoral, dar și în dealurile de vest. Cerul va fi mai mult senin, cu unele înorări, mai ales la începutul nopții, când izolat vor fi averse și descărcări electrice cu o probabilitate mai mare în partea de sud-est a țării. Vântul va sufla slab până la moderat. Mâine cerul va fi mai mult senin, cu unele înorări, după amiaza prin zonele de munte, unde izolat vor fi ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 39 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi mai mult senin, se anunță temperaturi deosebit de ridicate de până la 39 de grade în Slobozia, 38 de grade în Ploiești. În Transilvania vremea va fi caldă și însorită, iar maximele ating 36 de grade în Alba Iulia, 35 de grade în Sibiu. Și în Moldova se anunță o vreme deosebit de caldă, cerul va fi în mare parte senin, dar din a doua parte a zilei vor fi înorări accentuate și sunt posibile averse cu descărcări electrice. Vor fi în jur de 33 de grade în Focșani, 32 de grade în Galați. În vestul țării vorbim de vreme deosebit de caldă și mâine cerul va fi mai mult senin, cu înorări trecătoare. Vor fi în jur de 37 de grade în Timișoara, 35 de grade în Arad. În Oltenia, meteorologia anunță o zi caniculară, va fi soare din plin, iar valorile maxime ating 39 de grade în Slatina, 39 de grade și în Turnul Severin. În Dobrogea, ziua de mâine aduce soare arzător, temperaturi ridicate, cu maxime iată de până la 38 de grade în Megidia, 36 de grade în Tulcea. În capitală, vremea a fost caniculară, cu un disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală a depășit pragul critic de 80 de unități. Maxima s-a situat în jurul valorii de 36 de grade. La noapte se anunță vreme deosebit de caldă, va fi o noapte tropicală, minima va fi de 21 de grade, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va adia slab până la moderat. Mâine se anunță în continuare cod portocaliu de caniculă, va fi soare cea mai mare parte din zi, iar maxima ajunge undeva la 38-39 de grade. La munte cerul va fi mai mult senin și doar după amiaza izolat sunt posibile ploi slabe, vor fi în jur de 27 de grade la Stâna de Vale, 27 de grade și în Sinaia. La mare avem parte de vreme frumoasă, destul de caldă pentru această dată, cerul va fi mai mult senin și vor fi în jur de 32 de grade în Mamaia, 30 de grade în Costinești. Iar acum, prognoza meteo personalizată. Ramona m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Botoșani. Maxima ajunge la 27 de grade, iar cerul va fi variabil. Iar dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O seară excelentă vă doresc, indiferent de vreme.